Ce vrem să facem în următorul mandat administrativ? Lifturi. Modernizarea tuturor lifturilor. Există un program, deja am început să-l învățăm. Foarte posibil și pe fonduri europene. Și sigur, una este să modernizez lifturile, ceea ce este necesar. Și eu cred că ajută foarte mult populația. Dar al doilea lucru foarte important este legat de zona de lifturi care se poate construi în exterior, pe modele ce se întâmplă, de exemplu, în Spania și în Germania, cu finanțare europeană, pentru care trebuie să ne pregătim. Pentru blocurile de 4 etaje. Gândiți-vă că numai dacă e strada Gloriei, mă rog, Constantin Brezeanu, ce înseamnă lucrul ăsta pentru persoanele din vârstă acolo. Este un proiect pe care încercăm să-l implementăm. S-a și făcut, după cum observați, studiul strada Cosminelor. Da? E o chestiune pe care eu cred că trebuie să discutăm foarte serios și să facem lucrul ăsta. Are așa. Ce contează foarte mult lifturile? Contează foarte mult lifturile la blocurile de 4 etaje, unde urci cu sacoșa până la 4, asta în contextul în care mai poți să urci. Și văd lucrul ăsta pe loc, Călin Cătălin, unde am domiciliu, unde persoane în vârstă au o problemă în sensul ăsta. Sigur că trebuie adaptate la structura de rezistență, sunt structuri ușoare. Practic nu este o problemă în sensul ăsta. Și chiar dacă probabil unii vor zâmbi, dragilor, nu este chiar o chestiune pe care nu trebuie să o facem, să o analizăm și să o implementăm. Pentru că vârstnicii noștri, și de ce vârstnicii toți? Eu cred că ăștia dacă avem 19 ani, apăsăm pe butonul de la lui, să mergem la 7, la 8, la... Trebuie să ne ocupăm și de lucrurile astea legate de confort. Aceasta este una din propunerile mele legate de ceea ce înseamnă programul pe viitor. Bine, sper că un consiliu mai să ies dragul la cap. Câte imobile v-ați menționat? Depinde foarte mult de ce... Deci trebuie să facem un proiect lor, să vedem ce se întâmplă, cât costă. Este foarte clar că în același timp mai rezolvă problema expertizării blocurilor. Este evident că nu poți să pui o structură nouă pe un bloc dacă nu îl expertizezi la nivel de structură de rezistență. Deci rezolvă problema asta, în plus crezi confort și până la urmă mergem într-o logică. Și o să vedeți că se întâmplă. Și că nu e prost. Și că se aplică în alte state, în alte orașe, din, de exemplu, Spania și Germania. Da, există plăieșteni care întreabă pe live-ul nostru ce se întâmplă cu pasajele din bariera București. Pasajele din bariera București, din punctul meu de vedere, trebuie să devină pasarele. Pentru că a face primul pasaj cu un cobor podul spre București, da, înseamnă de 3 ori mai mult, am făcut un calcul, decât o pasarelă cu scară rulantă pe deasupra. Și atunci am mult mai rău din cauza izvorului care este acolo. Poeziile lăsate, revenim la aceleași poezii, că nu pot să le spun altfel și mi-e foarte elegant, sunt poezii lăsate, pentru că acolo să lucrezi în subteran, să captezi izvorul, să faci un astfel de pasaj, înseamnă foarte mulți bani, iar prețurile pe care le-am găsit în SF, sigur, m-am minunat de lucrul ăsta, pentru că, în mod sigur, la primul pasaj cu cobor podul există o problemă cea legată de izvor și de apă și de inundație, la a doua nu, dar ambele au același preț.